curat, unde e postul. Ok, ție priza continentală, da? Da. Ok, bun. Bam, la revers te întorci un pic mai mult, la forehand e de ajuns doar mai puțin. La revers, da, un pic. Bun, dar nu e nevoie să... Da, ok, hai, dă-i. Bun, relaxat. Brațele relaxate, picioarele intense, ok? Dar brațele relaxate, da? Și adaugi fermitate intuitiv aproape în momentul în care lovești. Evident că nu o să fii super moale în momentul în care lovești. Și ține cu mâna stângă, foarte important. Mâna dreaptă mai relaxată, da? Bum. Da. Hop. Bun. Hai să încercăm simplu. Gândește-te doar că vrei să prinzi mingea și vrei să o dai, să menții fața pe direcția pe care ai trimis mingea. Deci nu faci nici aici, nici aici, nici aici. Menții fața cât mai mult timp pe direcția pe care ai trimis mingea. Da. Ăla, dacă deschideai fața rachetei un pic ca să o ia în sus mingea, era perfect. Hop. Perfect. Hop. Bun, calm, cât mai puțin din corp deocamdată. Doar prins mingea. Bun, calm, relaxat, bun. Și nu vrei să faci nicio mișcare în plus. Gândește că vrei doar să prinzi mingea, ok? Doar să o prinzi în rachetă, în plasă, atât tot. Exact, asta e principiul cel mai bun. Mai ales când ea vine, uite, mai tăricel. Da, nu vrei să faci nimic decât să pui racheta. Așa, o minge mai înăltuță, una mai medie și una care o să pice mai jos. Tot ce trebuie să faci e să setezi racheta din prima acolo unde simți că vine mingea. Atât. Da. Calm, relaxat. Bun. Vrei să muzi racheta cu ambele mâini acolo unde simți că va veni, da? Direct sus, mediu, jos. Ok? Wow. Șmecher ăsta. S-a văzut foarte mișto. Wow. Ăla e. Bine, calm, aștepți mingea în rachetă. Bravo. O aștepți în rachetă. Aie. Super. Bine. Atât, relaxat. Bum. Perfect. Bun. Bun, hai să vedem. Cross. Tot ce trebuie să faci e doar să schimbi unghiul rachetei, atât, nimic altceva. Unghiul rachetei, restul nu faci nimic altceva, exact la fel. Totul rămâne identic, doar că în loc să stau așa, voi sta așa cu racheta, atâta tot. Orientezi fața rachetei în col. Ăla-i. Cross. Ok? Atâta tot, da? Prinzi mingea, doar că menții unghiul ăsta. Perfect. Hop. Perfect. Rever, la fel, același lucru. Vreau să uite unde e mingea aia acolo, vreau să se ducă spre mingea aia, ok? Țin unghiul ăsta, atât, doar atât. So, super! So, mingea. Aia, impecabil. Perfect. Ho, ho, super! Ho, ho, bine! Bine, Vlad! Super! Incredibil. Bine, și. Bine. Și. Bun. Hop. Menții racheta sus, da? Pac, atât. Exact. Bun. Bine. Bine. Wow. Pas 2, te apropii de fileu și lovești, ok? Bun. Și la fel, la mai stabil, rămâi cu ochii acolo, calm. Bun. Unghiul ăla, cu forehand-ul, unghiul. Ok, bun, mai mult. Hop. Bine, și. Bine, și. Bun. Bine, încheiem cu ăsta. Super.
Trebuie să mă deplasez ca să... Da, normal, e un pic mai greu. Deocamdată oricum foarte bune. Asta contează, să ai un pic de confort și încredere. Că bă, pot să dau, știu să dau. Am început să înțeleg cam ce trebuie să fac, știi?